Cămine pentru tineri specialiști sau parcuri cu baterii solare sunt doar câteva idei de antreprenoriat pe care le-au gândit elevii în cadrul programului Innovation Camp. Tinerii din nordul țării au învățat de la temelie cum își pot pune pe roate o afacere. Aceștia au avut posibilitatea timp de 4 zile să fie ghidați de mentori profesioniști. Au reușit să studieze foarte multe, ce e drept cu internet, cu ajutorul mentorilor care am desfășurat activitățile în online. La momentul dat am câteva idei de a-mi deschide o afacere, dar ideea de astăzi a fost gândită în comun. Este un parc cu baterii solare. Am obținut multe cunoștințe cu ajutorul lor, am lucrat în echipă și mi-am dezvoltat capacitatea de a lucra în echipă. Vrem să construim un cămin pentru tinerii adolescenți din domeniul IT. Мы разрабатывали семена, мы придумывали селекцию. Во-первых, это развитие. Во-вторых, это показывать молодежи проблемы, которые находятся в стране. И слушать их мнение. Это очень важно. У них на самом деле перфект, какие идеи. În acest an, tinerii au avut sarcina să gândească o idee de afacere la subiectul urbanism sustenabil. Tot ceea ce înseamnă Innovation Camp și acele competențe care se încearcă a fi dezvoltate în viziunea și experiența echipelor vin să completeze cunoștințele, vin să completeze abilitățile și viziunile elevilor cum și unde ar putea face pentru a dezvolta și a obține o competență în ceea ce înseamnă antreprenoriat, în ceea ce înseamnă schimbare în societatea din care face parte. Este un proces în care tânărul învață prin greșeli, prin riscuri, își asumă riscuri, încearcă să cerceteze piața. Elevii au o platformă să dezvolte ideile de afaceri, să se întâlnească, să interacționeze, să primească sugestii și recomandări din partea mediului de afaceri și, de ce nu, să cunoască alți colegi din alte localități. Programul Innovation Camp prevede, de fapt, o parte instructivă și o parte aplicativă sau, mai bine zis, o parte de prezentare publică. Totodată, reușind deci să îmbine dezvoltarea competențelor antreprenoriale și vorbitul în public. Elevii sunt instruiți cum să realizeze un plan de afaceri, cum să identifice o problemă în spațiul, în comunitatea lor, cum să inventeze ceva care ar schimba societatea spre bine. Programul a durat 4 zile, dintre care 3 zile au fost pentru instruirile online, iar în ziua a 4-a tinerii și-au prezentat ideile de afacere.